Statul danez susține că românii sunt ticăloși, cerșetori, dependenți de droguri și fac sex cu mamele lor. Știu, este absolut șocant. Însă acestea sunt afirmațiile într-o carte care este inclusă în lista de literatură pentru clasa a 8-a de către Ministerul Educației din Danemarca. Este inacceptabil ca aceste țări care vin să ne dea nouă lecții de democrație își îndoctrinează copiii cu idei care jignesc o nație întreagă, instigându-i la ură. O profesoară de limba română din Danemarca s-a adresat ambasadei României, însă nu a primit niciun răspuns. Alți români s-au alăturat acțiunii și au scris prim-ministrului danez, iarăși, fără niciun răspuns. Românii sunt a doua cea mai mare comunitate de străini din Danemarca, așadar aportul lor la forța de muncă și la produsul intern brut al Danemarcei este important. Acum să vă vedem patriotismul, domnule Ciolacu. Ne întrebăm oare ce s-ar fi întâmplat dacă pe lista de literatură a unei școli din România ar fi fost inclusă o carte care spunea despre danezi că sunt o nație care își bat femeile, o țară plină de ghetouri și o țară care a ridicat discriminarea rasială la rang de brand cultural al țărilor. Așadar, domnule Ciolacu, ne așteptăm să-l convocați de urgență pe domnul ambasador al Danemarcei la București și să-i cereți retragerea de pe lista de literatură din școlile din Danemarca a acestei cărți. Ar fi inacceptabil pentru noi, o țară care pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani instigarea la ură, să acceptăm instigarea la ură din partea unei alte țări, iar dumneavoastră, prim-ministru, să nu faceți nimic în acest sens. Vă rugăm așadar să acționați. De asemenea, domnule Ciolacu, ne așteptăm să cereți statului danez să prezinte scuze publice și să ne spună și nouă care este cu adevărat aportul românilor la economia țării lor. Mulțumim!